Bun găsit, sunt profesor Olga Simionescu. Astăzi la Top Medicii vorbim despre infecția cu HPV, virusul papiloma uman în ginecologie, împreună cu sora mea, dr. Anca Simionescu, lector universitar la Catedra de Ginecologie din UMF Carol Davila București, medic primar, obstetrică și ginecologie la Spitalul Filantropia. Dr. Anca Simionescu este formată în Franța, la Paris, unde a fost prin concurs un intern des Hôpitaux de Paris în ginecologie și obstetrică din 1995 și până în 2001 și a obținut diplomă de medic specialist obstetrică și ginecologie la Universitatea René Descartes din Paris. Are 4 diplome interuniversitare europene, formații de lungă durată în colposcopie și patologie cervico-vaginală la Universitățile Paris-6, Saint-Antoine, histeroscopie la Spitalul Tonon, laparoscopie la Universitatea Paris-5, chirurgie ginecologică la Universitatea Bourgogne. Are o supra-specializare în oncologie ginecologică și medicină materno-fetală, domeniul în care a susținut și teza de doctorat, abilitarea fiind făcută la noi la Carol Davila. Are și o competență în ecografie obstetrico-ginecologică. Multă știință, multă muncă ancuța, sper să fac față la discuție. Noroc că împărțim cu voi acest domeniu, așa că încep prin a te întreba de ce discutăm atât de mult despre infecția cu HPV? Pentru că infecția cu HPV este implicată în cancerul de col uterin. Se știe că în România la fiecare 2 ore se diagnostichează o pacientă cu cancer de col uterin. Așa cum bine ai spus, împărțim infecția cu HPV și cu domeniul dermatologiei, pentru că ea este implicată și în celelalte cancere anogenitale și în papiloame, condiloame, deci în leziuni de dermatologie. Din cele 180 de serotipuri de HPV, care patologii din ginecologie se datorează infecției cu virusul papiloma uman? S-a demonstrat încă din anii 2008, deci de când Zuhn-Haeuser a primit premiul Nobel pentru găsirea explicații, deci legăturii dintre cancerul de col uterin și HPV-urile 16 și 18. Aceste virusuri HPV oncogene sunt astăzi dovedite ca fiind agentul etiologic majoritar al cancerului de col uterin și al displaziilor cervicovaginale și totodată factorul etiologic pentru toate patologiile vulvare de tipul displaziilor. Să lămurim ce este colul uterin și cum se studiază colul uterin în cabinetul de ginecologie. Colul uterin este acea parte a uterului care este organul genital feminin în care se fac copilașii, deci știm că sarcina este adăpostită în uter, uterul are mai multe părți, iar colul uterin este partea care comunică cu vaginul, este partea care este accesibilă examenului ginecologic, deci de obicei când pacienta se prezintă la un consult de rutină, medicul ginecolog face un examen clinic cu un specul sau cu 2 valve și evidențiază deci acest col al uterului care comunică cu vaginul. Această evidențiere o face în cadrul examenului clinic, însă da. El poate fi identificat și cu tehnologie, cu colposcopul. Sigur, colul poate fi identificat cu colposcopul, colul poate fi măsurat cu ecograful, dar în cadrul patologiilor de col uterin, el este examinat clinic, iar în anumite situații particulare pe care probabil o să le discutăm, el va fi examinat și cu colposcopul. Există vreun simptom al infecției cu papiloma virus uman? În stadiul de infecție incipientă nu există un simptom specific. Sigur că în momentul în care pacienta prezintă sângerări după raportul sexual, dureri pelvine, prezintă o leucoree care să fie diferită, putem să discutăm de patologii care să fie sugestive pentru cancerul de col uterin. Deci o infecție care este asimptomatică, o infecție care este persistentă, în sine nu prezintă o simptomatologie specifică ca în cazul celorlalte infecții vulvovaginale. Când pacientele spun, sau femeile, individele, merg să-mi fac testul Babeș-Papanicolau, ce înseamnă acest test Babeș-Papanicolau? În ce constă el? Testul Babeș-Papanicolau este un screening al citologiei cervicovaginale. Ar trebui să explicăm faptul că
Colul uterin este format din două porțiuni. Este format din o porțiune care este pavimentoasă și o porțiune care este glandulară. La intersecția dintre aceste două porțiuni avem o zonă de transformare care este sediul leziunilor care vor determina displazii cervicale și vor determina cancer de col uterin. Hai să delimităm displazia de cancer. Exact. Acest examen Babeș-Papanicolaou, această citologie de screening, recoltează celule de la nivelul zonei de juncțiune, celularitate, care va determina pacientele care fie au un Papanicolaou care este negativ, deci un screening care este negativ, adică nu există nicio problemă. Exact, nu există probleme. Deci și dacă papul a ieșit negativ, nu e nicio problemă. Screeningul este negativ, exact. Și dacă citologia Babeș-Papanicolaou este pozitivă, în funcție de rezultat, există aceste displazii care sunt leziuni care premerg cancerului de col uterin cu 5-12 ani în funcție deci de alți. Deci un precancer cum ar veni? Leziuni precanceroase. Precanceroase. Da. Și dacă acest test este făcut în mediul lichid, ce înseamnă? Că e în mediul lichid sau dacă e o diferență, dacă el e mai bun decât un pap normal? Este o diferență între testul Babeș-Papanicolaou în mediul lichid și testul Babeș-Papanicolaou convențional, îl numim. În sensul că cu o periuță, la testul Babeș-Papanicolaou convențional, medicul recoltează celulele de la nivelul zonei de juncțiune pe care le întinde el însuși pe lama respectivă, deci într-un strat care poate fi mai gros sau într-un strat care poate fi mai subțire. Întinderea aceasta nu se face după o metodă standardizată. Testul Babeș-Papanicolaou convențional putând câteodată să fie ininterpretabil datorită metodei de lucru, datorită metodei de recoltare, iar sensibilitatea și specificitatea testului convențional nu sunt foarte bune. De aceea s-a îmbunătățit acest lucru prin efectuarea testului Babeș-Papanicolaou, în care medicul recoltează același lucru cu aceeași periuță pe care o introduce într-un mediu lichid. La laborator există metode automate de întindere a produsului pe lama respectivă și de citire semi-automat în România prin metoda SINPREP. Deci, automat, sensibilitatea și specificitatea rezultatului sunt mult mai bune. Și atunci și rezultatul are o acuratețe este mai aproape mai bună. De, exact. Deci sunt mult mai puțin fals negativ și fals pozitiv. Deci este o metodă semi-automată. În mediul lichid e mai bun, e superior celui testul în mediul lichid este un test standardizat, semi-automat, atât care elimină artefactele care se datorează întinderii pe lama respectivă de către medic, uscării frotiului la aer. Deci este o metodă de lucru avansată. De la ce vârstă și până la ce vârstă e recomandat acest test de screening? În lume și în cadrul societății, în cadrul ghidurilor românești, testul se recomandă a se efectua între 21 și 65 de ani, dar vorbim de o populație care trebuie să fie supravegheată. Independent de începerea vieții sexuale, pentru că virusul HPV are o cinetică și, în general, virusul HPV care determină patologii cervicale, infecția HPV este o infecție care trebuie să fie persistentă și trebuie să existe factori de risc. S-a observat că la pacientele care sunt tinere, chiar dacă virusul persistă, în general el nu produce cancer. Și atunci s-a recomandat că, independent de începerea vieții sexuale, screeningul trebuie să înceapă la 21 de ani. În lume se spune că trebuie să facem până la 65 de ani, în măsura în care populația respectivă este o populație supravegheată, adică este o populație care a efectuat citologii la intervale de 3 ani sau 5 ani în funcție de screeningul care se efectuează în țările respective. Din păcate, în România, pentru că ne confruntăm cu paciente care nu se prezintă de foarte multe ori la consultație, de multe ori sunt paciente care după ce au născut ultimul copil n-au mai venit niciodată, de aceea cred că screeningul se întinde și peste această vârstă, dar recomandările internaționale sunt 21-65 de ani. Și acest test se efectuează într-o anumită perioadă a ciclului menstrual? Ideal este să se efectueze imediat după ciclu, evident nu se efectuează când pacientul este la menstruație. Ideal este să se efectueze după ciclu, pentru că nu există fenomene inflamatorii. Deci care după ziua a cincea, să spunem. După ce s-a oprit menstruația, este ideal ca pacienta să efectueze testul de screening. Pe ce considerent?
pe considerentul celularității pe care medicul de citopatologie îl va citi. Această celularitate, cu cât ne apropiem de faza a doua a ciclului și cu cât ne apropiem de menstruație, există fenomene inflamatorii, care însă, odată cu introducerea testului Babeș-Papanicolaou în mediul lichid, acest lucru este eliminat, dar încă nu este utilizat pe scară largă în România, nu este exclusiv. De aceea pacientele, multe dintre ele, se duc și au teste Babeș-Papanicolaou convenționale și atunci eliminăm absolut orice artefact care s-ar putea produce. Deci pentru ca un test să fie corect, trebuie să fie ideal în mediul lichid și trebuie să fie cam în ziua a cincea recoltat pentru a preveni inacuratețea întinderii celulelor pe lama respectivă și, să zicem, faptul că frotiul nu poate fi interpretat foarte bine de către citopatolog. Există o dorință foarte mare a pacientelor de a-și face genotipajul HPV, HPV. Ce este acest genotipaj? În ce constă el și cum se prelevează? E tot în cadrul aceluiași prelevment cu papul? Dacă este Papanicolaou mediul lichid, da, se poate face în cadrul aceleiași recoltări. Constă în identificarea tipurilor care sunt oncogene și non-oncogene. Sigur, pentru ginecologie, important este să identificăm care paciente au virusuri oncogene, în special HPV-16, pentru că HPV-16 are niște caracteristici deosebite. În general, o pacientă de 30 de ani, de exemplu, care este testată pozitiv la HPV-16, ar trebui să-și facă imediat examen colposcopic, pentru că virusul HPV-16 este foarte agresiv, organismul se debarasează mai greu de acest HPV. Deci recoltarea, ca să-ți răspund punctual, recoltarea se face în cadrul aceleiași examinări, deci pe periuța respectivă și pe proba respectivă se pot citi atât testul Papanicolaou mediul lichid, cât și testul tipajului viral HPV. În schimb, pentru pacientele care efectuează testul în Babeș-Papanicolaou convențional, ele trebuie să aibă o nouă recoltare. Trebuie făcut și tipajul, genotipajul de HPV pentru screening sau numai dacă ai ceva indicii sau care ar fi, și vine o a doua întrebare, care ar fi succesiunea? Îi faci examenul ginecologic, apoi îi faci colposcopia dacă e necesar, Babeș-Papanicolaou, care e succesiunea timpilor în examinare? Deci, pentru screeningul cancerului de col uterin, deci screeningul pentru leziunile care premerg cancerul de col uterin, se poate face în trei feluri. Se poate face fie prin tipaj HPV, dacă tipajul HPV este negativ, se repetă proba după 5 ani, deci un test negativ HPV... Indiferent de vârstă, că e la 20 sau la 50 de ani? Nu, am zis de la 21 la 65. Noi discutăm de condiții ideale. Dacă virusul HPV este negativ, dacă tipajul este negativ, următorul tipaj a trebuit să se facă după 5 ani. Putem să facem a doua, fie numai prin Papanicolaou, în mediul lichid, fie... Și acest test Papanicolaou mediul lichid, dacă este negativ, se repetă după 3 ani. Acestea sunt și recomandările societății române, ghidurilor din România. Fie putem să facem combinat un tipaj viral HPV și un test Babeș-Papanicolaou, iar dacă tipajul este cel care împinge examinarea următoare la 5 ani, dacă tipajul este negativ, după 5 ani pacienta este retestată. Orice teste care sunt pozitive au conduite specifice în funcție de rezultat. Să înțeleg că există și un clearance nu lezional de serotipuri, adică există anumite serotipuri de HPV pe col care se pot vindeca prin apărarea corpului, adică la un moment dat să scape de ele, cum spun ele în popor? Nu, ce trebuie să înțelegem noi este că infecția cu HPV este o infecție foarte frecventă. Cea care determină modificări la nivelul colului uterin este persistența infecției HPV. Organismul sănătos, în general, se debarasează de acest virus. Așa cum am spus, la pacientele care sunt foarte tinere, sub 16 ani în general, pentru că noi vedem acum din ce în ce mai multe tipaje virale și teste Papanicolaou la paciente cu transmitere sexuală. Este cu transmitere sexuală, dar cinetica human papilloma virusului, care este un virus extraordinar de bine studiat la nivel molecular, la nivel genetic, s-a observat că la pacientele tinere nu determină cancer și la pacientele tinere organismul se debarasează de el.
persistența virusului HPV este cea care poate să determine leziuni. Iarăși este important de știut că, în general, pacientele se debarasează de acest virus într-un an de zile. Sigur că infecția poate să rămână latentă în organism, testul să iasă negativ și, dacă există un dezechilibru imunologic, infecția să determine modificări. Dar cinetica și acest virus HPV este virusul pentru care s-a primit premiul Nobel și este un virus care este foarte bine studiat la nivel de oncoproteine, la nivel de gene, la nivel de imunohistochimie. Deci lucrurile sunt foarte clare. Foarte și atunci, important. Da, și atunci, de aceea cred că dacă într-o populație introducem un screening care este coerent, trebuie să ne ținem de el. Ce este clasificarea Bethesda? Și ce trebuie să înțeleagă pacientele și femeile din acest tip de clasificare? Rezultatul testului Papa Nicolau se interpretează în funcție de această clasificare Bethesda. Pe scurt, clasificarea Bethesda, în primul rând, spune dacă frotiul respectiv are o calitate care să fie corespunzătoare, dacă a fost recoltat, pentru că este foarte important ca el să se recolteze de la zona de juncțiune. Deci este foarte important ca el să conțină celule care să fie endocervicale. Dacă nu este recoltat corect sau dacă sunt foarte multe fenomene inflamatorii, el este împărțit, el este considerat necorespunzător și dacă este negativ, pacienta primește rezultat negativ pentru o leziune intraepitelială, dacă este pozitiv, îi se specifică categoria dacă este o leziune de tip epitelial, intraepitelial sau dacă este o leziune de tip glandular. Deci este pur și simplu raportul analizei citologiei Babeș-Papanicolau pe care o prezentăm pacientului, rezultatul pe care el îl primește. Ce înseamnă când o pacientă spune am o rană pe col? Sigur, asta este o chestiune care se vehicula înainte. Sigur că noi nu putem să spunem că o pacientă prezintă o displazie cervicală prin simplă examinare. În momentul în care am văzut că se examinează clinic colul uterin cu ajutorul specului sau cu ajutorul valvelor, pacienta poate să prezinte un col la care, să zicem, epiteliul respectiv să prezinte anumite zone care să fie anormale sau poate să prezinte de la început ulcerații, eroziuni, un cancer de col uterin. Deci cred că la asta se referă faptul că are o rană pe col. Dar nu putem să facem afirmația unei patologii în lipsa unui examen citologic. Deci orice rană pe col trebuie investigată? Deci screening-ul trebuie efectuat, independent de faptul că o pacientă prezintă sau nu rană pe col, deci trebuie să se prezinte la screening citologic. Și dacă o pacientă are displazie cervicală, deci înainte de un cancer, care este conduita? Conduita se bazează pe tipul de displazie cervicală. Sigur, există displazii cervicale care sunt leziuni de grad scăzut, da? Aceste leziuni de tip CIN1 sau sunt leziunile de grad înalt, CIN2, CIN3 sau cancerele in situ. În funcție deci de sunt acestea, cele mai grave, CIN3? În funcție de cât de adâncă este leziunea și câte modificări la nivel epitelial s-au produs de către acest virus HPV, leziunile pot să fie mai severe sau mai ușoare. După ce pacienta a fost diagnosticată cu o leziune de acest tip, trebuie să se efectueze un examen colposcopic, trebuie să se efectueze o biopsie și în funcție de rezultatul respectiv există o conduită care să fie particulară în funcție de factorii de risc ai pacientei și în funcție de rezultat. Deci aceștia sunt pașii coerenți. Alte paciente vin și spun mi-a ieșit ascus la Papa Nicolau. Aș vrea să definești, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce înseamnă acest răspuns ascus. Da, înseamnă... Și ce trebuie să facă o pacientă când primește un asemenea răspuns, Papa Nicolau ascus? Ascus înseamnă că frotiul respectiv nu a avut suficiente elemente ca să fie clasificat nici ca frotiu negativ, dar nici ca un frotiu care să fie pozitiv pentru o leziune intraepitelială. Înseamnă deci un borderline. Atypical, un borderline. Sigur, există ascus și există ASCH, deci există acest frotiu care este atipic, dar mai frecvent nu se poate exclude o leziune de grad înalt. În principiu, pacienta care prezintă ascus, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să-și facă tipajul HPV.
Dacă tipajul HPV este pozitiv, mai degrabă pacienta prezintă o leziune de tipul displaziei. Dacă tipajul este negativ, frotiul ascus în general se poate întâlni și la pacientele care au polipi uterini și la pacientele care au niște sângerări, la cele care au sterilet, deci nu neapărat. Deci tipajul viral este cel care împarte pacientele în cele care vor efectua colposcopie și cele care nu vor efectua colposcopie. Hai să lămurim puțin acest examen imagistic numit colposcopie. Eu cred că echivalentul dermatoscopiei de la noi. În ce constă un examen colposcopic al colului uterin? Colposcopia se efectuează cu un microscop care mărește colul uterin și examinarea colposcopică reprezintă o mare răspundere, pentru că, practic, în momentul în care o pacientă are indicație de colposcopie, colposcopul este cel care va stabili dacă există leziuni care sunt vizibile, dacă aceste leziuni sunt biopsiate sau nu. Colposcopia constă dintr-un examen imagistic, un colposcop care mărește de mai multe ori colul cu anumite colorații specifice de se identifică dacă există leziuni la nivelul zonei de juncțiune sau nu, dacă există leziuni vulvare sau nu. Colposcopia este o lume fascinantă pentru că medicul care efectuează acest examen trebuie să fie foarte familiarizat cu leziunile care suspicionează leziuni de grad înalt și care ar trebui biopsiate. Adică este o prelungire a ochiului clinicianului. Pacientul așadar vede imaginea pe ecran a colului uterin. Cum arată înainte și după soluția de Lugol? Deci pacientul este examinat cu ajutorul colposcopului. Prima examinare este o examinare de către clinician fără niciun fel de colorație. Se examinează colul uterin, după care și vulva și vaginul, după care se pune acid acetic cu ajutorul căruia se identifică zona de juncțiune și dacă există leziuni la nivelul zonei de juncțiune, iar a treia etapă este identificarea cu Lugol, deci este practic o cartografiere cu substanțe a leziunilor care sunt leziuni suspecte sau care sunt leziuni benigne. Observăm în protocoalele de colposcopie foarte mulți termeni medicali, punctuație, vase atipice, care trebuie să îngrijoreze un pacient sau cum trebuie să explice medicul pacientului. Sigur, colposcopia reprezintă un domeniu în care există o terminologie specifică, dar colposcopia, ca orice examen, prezintă o concluzie. Concluzia acestor punctuații, acestor vase, care pot să fie vase ramificate, vase în flacără, zone cu mozaic, deci un limbaj care este specific colposcopiei, va determina concluzia. Fie colposcopia nu prezintă nicio leziune, fie prezintă leziuni transformare care să fie de grad 1, transformare atipică de grad 1 sau transformare atipică de grad 2. Și foarte important, colposcopia este cea care identifică zona care va trebui să fie biopsiată, da, zona cea mai suspectă, astfel încât să putem să oferim și un diagnostic histopatologic al leziunii care a fost suspectată pe baza citologiei. Ce se întâmplă în sarcină cu o persoană care are HPV prezent sau care are deja o displazie cervicală? Care e protocolul? Protocolul este urmărirea. Colposcopia în sarcină este o colposcopie deosebită pentru că în timpul sarcinii colul prezintă modificări care fac ca zona glandulară să fie mult mai întinsă decât zona epitelială. Pacienta, cu excepția situației în care suspicionăm un cancer, da, toate celelalte rezultate, în general, trebuie urmărite cu citologii efectuate la 4 sau la 6 luni în funcție de tipul leziunii, iar leziunea va fi urmărită și în postpartum și tratată după ce pacienta naște. În schimb, dacă suspicionăm o leziune care este de tipul cancerului, sigur că se pune problema biopsiei și biopsia se poate face în sarcină, dar doar pentru leziunile suspecte. Care este rolul imunohistochimiei în analiza colului uterin? Imunohistochimia, adică bănuiesc că testul CINTEC Plus, este foarte important pentru că pe baza acestui examen vedem care leziuni au un grad foarte mare de a progresa către leziunile neoplazice intraepiteliale. Un CINTEC Plus pozitiv, da, cu dublă imunohistochimie pozitivă, în general este foarte suspect. Se face la noi? Da, se face. IHC-ul, da? Da, se face.
După cum ai menționat, colul uterin are cele două porțiuni, partea epitelială și partea glandulară. Care tip de cancer de col este mai agresiv? 90% din cancerele de col uterin sunt cancere epiteliale. Mai agresiv, din punctul meu de vedere, este cancerul adenocarcinomul. De glande. De glande, pentru că este mult mai greu de diagnosticat. Nu este vizibil. Noi diagnosticăm cancerele epiteliale care sunt cancere care sunt vizibile, iar agresivitatea depinde foarte mult de tipul histopatologic al cancerului respectiv. Îți dau cazul unei paciente cu HPV pe col uterin. Există precauții? În primul rând, ar trebui să știm ce fel de HPV are, ce fel de factor de risc are, ce vârstă are. Deci e foarte important să judecăm infecția HPV în contextul clinic. Deci anamneza este foarte importantă. Dacă este o pacientă care are un HPV 16, care are peste 30 de ani, care este fumătoare mare, care a avut mai mulți parteneri sexuali, care are contracepție hormonală, este o pacientă la risc și atunci este o pacientă care sigur se va adresa în primul rând medicului pentru colposcopie, care va fi mult mai mult urmărită, care este o pacientă cu riscul de a dezvolta o displazie cervicală sau un cancer de col uterin. Dacă este o pacientă de 16 ani care are un HPV, chiar și oncogen 53, sigur nu cred că mă va îngrijora foarte tare, dar așa cum am spus, protocoalele diferă. O pacientă care are HPV pozitiv, în general trebuie să-și facă și Papa Nicolau și în general trebuie să fie testată mult mai repede decât o pacientă la care HPV-ul este negativ. S-a discutat enorm și a fost un debate referitor la vaccinarea HPV ca mijloc de prevenție a infecției. De ce este lumea reticentă? Probabil din lipsa de informare. Vreau să vă spun că vaccinul HPV este un vaccin sigur, este un vaccin care deja are o istorie în spate, este un vaccin care nu a creat reacții adverse foarte grave, a creat reacții adverse care sunt absolut obișnuite și este un vaccin care eradichează o boală gravă, cancerul de col uterin. Acum sper lumea să nu creadă că noi facem vreo reclamă la vreun vaccin, că chiar nu este cazul, însă care e situația în Uniunea Europeană referitor la vaccinarea HPV, la ce vârstă se face? În Uniunea Europeană, vaccinul se prescrie fetițelor între 12 și 19 ani. În România, vaccinarea poate începe de la 9 ani până la 19 ani. Pacientele peste 19 ani până la 26 de ani, care vor fi vaccinate, de asemenea vor avea anticorpi și vor fi protejate. Se poate administra vaccinul anti-HPV la o pacientă care este însărcinată? Nu este o contraindicație sarcina, dar de obicei o pacientă, dacă a făcut prima doză de vaccin și a devenit însărcinată, se recomandă ca a doua doză să o facă după ce naște. Dacă o pacientă a avut o leziune pe col, a fost tratată, ea trebuie vaccinată sau poate fi vaccinată? Mai are vreun beneficiu? Să luăm o pacientă peste 35 de ani. E o întrebare foarte bună, pentru că astăzi se studiază această problemă. În principal, virusul HPV, infecția cu HPV, nu-ți conferă imunitate. Și atunci singura care îți conferă imunitate este vaccinarea. S-a dovedit însă că imunitatea maximă este la persoanele sub 26 de ani. Pacientele care au avut conizații sau care au avut un tratament care au peste această vârstă, chiar dacă vor fi vaccinate, răspunsul la vaccin este mult mai prost, deci protecția ulterioară va fi mai proastă. Astăzi noi vaccinăm pacientele care au fost tratate și care au avut conizație. Probabil că ăsta este viitorul, așa cum vaccinăm și băieții. O pacientă are rană pe col, cum spune ea, adică are o leziune vizibilă colposcopic. Care sunt pașii? Mă interesează momentul biopsiei și protocolul ulterior. Ce înseamnă conizația? Ce presupune? Aș vrea să dezvolt puțin pașii. În momentul în care fac o biopsie, am un rezultat. Dacă rezultatul este o displazie... Biopsia e pe anestezie locală, pe analgosedare? Cum se procedează? Biopsia se face sub colposcopie fără niciun fel de anestezie sau se poate face o anestezie minimă cu xilină. Biopsia presupune un biotom,
Deci se ia pur și simplu o zonă foarte, foarte mică la care se examinează histopatologic. Metoda de excizie a leziunii respective se poate face fie prin conizație, care înseamnă excizia conului de col uterin care a fost reperată patologic, dar aceasta se face cu un bisturiu, sau prin electroexcizie cu ansa diatermică, sau astăzi se face chiar cu laserul. Deci conul respectiv în care există leziunea se excizează și aceasta reprezintă atât tratamentul cât și diagnosticul întinderii leziunii respective. Dacă o pacientă vine la venerolog, la dermatovenerolog cu o patologie de vagin, să spun, adică are leziuni hipertrofice în creastă de cocoș, determinate categorii de HPV, dar nu sunt serotipurile oncogene. Care e protocolul pentru ginecolog? Că noi trimitem pacienta obligatoriu la ginecologie ca să-i studieze și coluterin, știind foarte clar care e riscul să primească și alte tipuri, alte serotipuri de HPV. Cred că este foarte corect, pentru că de obicei patologiile vaginale, condiloamele, papiloamele sunt date de HPV-urile 6 și 11 și cu siguranță că această pacientă este infectată cu HPV și faptul că își face un tipaj viral, eventual urmat de un test Babeș-Papanicolau, îi asigură o liniște. Deci, sigur, este o pacientă care are un risc crescut de a avea o leziune și de col uterin. Dacă o pacientă este însărcinată, are HPV, are o indicație de a naște prin cezariană sau e irelevant? Sau poate dezvolta o patologie în sarcină care să pună la pericol produsul de concepție? Singura indicație de operație cezariană este dacă prezintă condiloame, pentru că există riscul la o naștere vaginală ca bebelușul, prin traversarea filierei genitale, să dezvolte papilomatoza laringiană a nou născutului, care este o patologie gravă. În schimb, pacientele care sunt însărcinate și prezintă HPV nu au indicație de naștere prin operație cezariană. Sigur, ele au o depresie imunitară, dar diferită, imunitatea din sarcină este diferită de depresia imunitară a pacienților care sunt cu imunodepresie HIV sau cu grefe. Deci această pacientă, ca și toate celelalte, se poate debarasa și trebuie tratată ca o pacientă care are HPV, factorii de risc în afară de sarcină, care am zis că nu este, și vârsta respectivă. Deci această pacientă va fi doar monitorizată, da? La fel ca orice pacientă de vârsta ei. Dacă o pacientă are genotipaj pozitiv HPV, dar la colposcopie nu se decelează leziuni, primește ea vreun tratament, stimulare imunitară sau ceva? Îi dați tratament local? Există foarte mulți medici care recomandă tratamentele de stimulare ale imunității. Eu personal nu cred în aceste tratamente și eu personal nu recomand. Dacă o pacientă a suferit o intervenție ginecologică pe col uterin ca urmare a unei infecții HPV, există riscuri pentru sarcinile ulterioare? Da, pentru că, în primul rând, se modifică glera cervicală, deci ea ar avea un risc să devină însărcinată mai greu, dar există un risc legat de nașterea prematură, deci toate pacientele care au antecedente de conizații și erad trebuie să aibă măsurarea colului uterin și dacă acest col uterin este mai scurt, în general le dăm tratamente fie cu progestative, fie serclaj, fie pesar, în funcție de rezultat, dar într-adevăr sunt paciente cu risc de a naște prematur. Ce recomandări le dai femeilor pentru a evita infecția cu virus papiloma uman? Virusul papiloma uman în general se ia prin contact sexual. Sigur că recomandăm utilizarea prezervativului, dar prezervativul nu te protejează 100%, pentru că s-a dovedit că în momentul în care manipulezi prezervativul cu mâinile, tu poți să pui virusul pe mână și acesta să producă infecția. Deci cred că singura modalitate este vaccinarea. Vaccinarea, evitarea unui număr mare de parteneri și prezervativul. Noi îl recomandăm în venerologie ca protecție imperativă, mai ales la tineri și la cuplurile care nu sunt stabile și nu sunt constituite. Am aflat astăzi lucruri foarte interesante, Ancuța, și foarte importante.
este o frecvență mare a cancerului de col în țara noastră și în întreaga lume. Și papilomavirusul uman este la baza tuturor acestor lucruri rele. Suntem deschiși, dragi privitori, la sugestiile dumneavoastră. Lăsați-ne un coment dacă aveți de asemenea propuneri pentru alte subiecte în cadrul seriei de podcasturi medicale Top Medici. Astăzi am avut bucuria și emoția să fiu împreună cu sora mea, cu lector universitar dr. Anca Simionescu, medic primar, obstetrică, ginecologie, la Spitalul Filantropia din București și la Catedra de Obstetrică, Ginecologie din UMF Carol Davila, București. Mulțumim foarte mult! Sunt profesor Olga Simionescu și vă aștept la noi ediții ale podcastului Top Medici, un proiect Top Derm Clinics. Pe curând!